și bine ați revenit la Câștigă România. Ce emisiune frumoasă avem noi aici în fiecare luni, marți, miercuri și joi de la ora 9 seara. Aici vă așteptăm. Dar ce concurenți, ce echipă, ce premiu, premiu de 50.000 de lei pentru fiecare concurent care va ajunge la 10 ediții câștigate. Și ce să facem noi astăzi? Hai să-i cunoaștem pe concurenți. Pe Ana, deja o știți, Ana Niculici a câștigat 2 ediții, este la a 3-a ediție de Câștigă România. Este incredibil, mie mi se pare imposibil să câștigi o ediție. Dar tu ai 2 deja. Ești foarte bună, s-a felicitări întâmplat. Mircea Gherasim, al 2-lea concurent de astăzi, și Vasile Pusa este al 3-lea. Ei sunt cei 3 care vor încerca să ajungă în runda a 3-a, adică să câștige ediția de astăzi. Câștigă România! E drum lung. Cum ar veni, primul pas din runda 1 îl facem din Giurgiu și ne vom duce frumos spre Dolj. Lucru simplu, nu? Așa pare. Hai să vedem. Să vedem. Prima întrebare din Giurgiu vine chiar acum pentru tine, Ana. Muzeul Județean Giurgiu poartă numele lui Teohari Antonescu, un ilustru arheolog, actor, medic, general. Arheolog. Arheolog, răspuns corect. Primul profesor de arheologie al Universității din Iași. Tot din Giurgiu vine prima întrebare pentru Mircea. Mircea, fii atent la întrebare. Moara de hârtie de la Comana, înființată acum mai bine de 10 ani, este un centru de reciclare, parc eolian, rezervație naturală sau atelier muzeu? Aș merge pe atelier muzeu. Este răspunsul corect, atelier muzeu. Poți exersa vechi meșteșuguri acolo, precum realizarea manuală de hârtie, legătorie, tipar manual. Foarte frumos. Bun, suntem tot în Giurgiu. Dumitru Lupu este autorul șlagărului Ce mult te-am iubit, interpretat de soția sa, Corina Chiriac, Loredana Groza, Ileana Șipoteanu sau Ileana Stana Ionescu? Răspunsul meu este Ileana Șipoteanu. Ileana Șipoteanu, răspuns corect. Și am încheiat cu primul pas așa de tatonare, să vedem ce face Ana, care este foarte serioasă, chiar dacă are un mic zâmbet la ea. Ar trebui să aleagă un județ, da? Eu aștept acum. Teleorman. Teleorman ai zis? Da, Teleorman. Bine. Născut la Vitănești, filozoful Constantin Noica provenea dintr-o familie de armeni, lipoveni, aromâni sau sași? Armeni. Constantin Noica. Armeni. Armeni? Da. Final? Da. Bine. A români este varianta corectă. A români. Ocolești puțin, ne ducem la Mircea. Grijă ce faci acum. Teleorman. Teleorman. Ruinele cetății de tip Davă din secolul 4 înainte de Hristos sunt lângă cel mai sudic oraș din țară. Zimnicea, Alexandria, Videle sau Calafat? Zimnicea. Zimnicea, răspuns final? Da. Bine, îl blocăm. Răspuns corect, Zimnicea. Județul următor, Vasile. Teleorman. Hai să vedem și întrebarea din Teleorman. Mișcarea revoluționară din Țara Românească a adoptat proclamația de la Islaz în 1848 pe 9 iunie, 1 decembrie, 10 mai, 1 iunie. Sunăm un prieten. Întrebăm un prieten? Da. Bine, pe cine vrei tu să întrebi? Pe Cristi Puha. Cristi, hai să vedem ce face. Bună ziua!
Vă salut, Virgil Ianțu de la Câștigă România, vă deranjează. Bună ziua, prefect Virgil, îmi pare bine să te aud. Salut, și mie îmi pare bine. Hai să-l încercăm să-l ajutăm și pe Vasile la o întrebare din Teleorman. Știi cum funcționează, nu trebuie să-ți mai ții o teorie cu cele 10 secunde pe care le ai după ce citesc întrebarea și variantele de răspuns. Fii atent! Mișcarea revoluționară din Țara Românească a adoptat proclamația de la Islaz în 1848 pe 9 iunie, 1 decembrie, 10 mai, 1 iunie. Răspuns final și corect, 9 iunie. Mulțumesc mult! Noi mulțumim! Să ne vedem sănătoși! Doamne ajută, Virgil! Sănătate și bucurii întregii echipii Câștigă România! Mulțumim din suflet! Vasile! Acesta... Nu, lasă acesta! Nu, zi dacă mulțumești tu din suflet echipei! Mulțumim foarte mult! Așa! Din cam puțin! Suflet. Și nesincer, dar... Hai, zi! Răspunsul meu final este 9 iunie. 9 iunie, răspuns corect și prietenul tău mai câștigă, după ce a câștigat o ediție, a luat și banii, da? Acum mai câștigă 200. Meritor nu se face. Și meritor și așa plătesc. Ar trebui să te invita după ce a câștigat. A zis, băi, omule, hai la o ceva. Urmează. Hai să vedem un județ. Dâmbovița. Ilfov sau Călăraș? Dâmbovița. Având în vedere direcția în care merge, mai ai făcut cea mai bună alegere. George Mihăiță a debutat în cinema cu un rol important din acest celebru film. BD, intră în acțiune, Veronica, reconstituirea Dacii. BD, intră în acțiune. Este răspunsul final? Final. Bine! Reconstituirea este... Mă gândeam că era prea tânăr pentru reconstituirea, George Mihăiță. Păi era unul dintre personajele principale. Adică el chiar ar... M-am gândit la reconstituirea, dar... Reconstituirea este răspunsul corect. Ho, nu e runda ta. Nu e ediția ta, dar nu hai să vedem mea. Ce face Mircea în general, nu la concurs. Eu sunt din județul Mureș. Mm-hmm. Am vrut să vin de mult, dar, mă rog, s-au întâmplat toate evenimentele care s-au întâmplat între timp și nu... Dar am zis, principalul motiv, principalul scop este să particip. Este prima dată când intru într-un studio, nu știu, poate se vede, poate nu se vede. Nu se vede încă, sperăm să observăm asta. Dar am venit să particip. Deci, foarte frumos. Dăm în județ. Olt. Județul Olt. Răzvan Raț a jucat în Premier League pentru clubul englez West Ham United în sezonul 90-91, 1978-79, 2013-2014, 2020-2021. Aș merge pe 2013-2014. Ai merge sau mergi? Răspunsul final. Răspuns final, 2013-2014, blocăm. 2020-2021, deja e o perioadă în care noi nu mai avem nicio treabă cu fotbalul. De ce bine? 2013-2014, răspuns corect. Și te duci direct în Dolj, dăm județ, nu? Îmi dai un județ? Olt. În sezonul 1997-98, atacantul Ionel Dănciulescu a jucat în Turcia la formația Alta Izmir, Galatasaray Istanbul, Shakhtyor Donetsk sau Aris Limassol? Cred că la Galatasaray Istanbul. Răspuns final? Da. Bine. Dau ăla ușor așa în sus, așa întrebat, cântat, mi-arată o mică nesiguranță acolo, da, dar nu știu 100% că e așa. Tu ce zici? Eu m-aș duce pe Alta Izmir. Pentru că ăsta este răspunsul corect. O să rămâi puțin prin zonă, Argeș, Dâmbovița, variantele pe care le poți alege după ce mergem la Mircea, care are șansa să încheie primul această rundă
și automat să o și înceapă pe runda a doua. Dar până atunci mergem pe la Ana. Ilfov. Ilfov. Alina Eremia a debutat la vârsta de 5 ani în emisiunea Abracadabra, prezentată de Andreea Marin, Horia Brenciu, Marian Râlea sau David Copperfield. Abracadabra. Marian Râlea. Marian Râlea, răspuns corect. Acum Mircea. La această întrebare, cetate, odinioară Port Agricol, a fost transformat de Mircea Dinescu în port popular, maritim, cultural, viticol. Între popular și cultural. Port cultural. Port cultural. Răspuns corect. Vasile, județ. Argeș. Argeș. În 1932 a avut loc la Teatrul Național din București premiera piesei Titanic Vals de Victor Eftimiu, Tudor Mușatescu, Eugen Ionescu, George Ciprian. Tudor Mușatescu. Tudor Mușatescu. Piesa a fost jucată de aproape 100 de ori. 32-33. Răspuns corect. Titanic Vals, Tudor Mușatescu. Și mergem la Ana. Prahova. Ana, ia zi tu din Prahova. Mădălina Manole. Fată dragă, nu fi tristă, fiindcă e păcat. Fără lacrimi nu există. Dor adevărat, soț devotat, corp de invidiat, iubit adevărat. Dor adevărat. Dor adevărat. Răspuns corect. Și județul următor, Vasile. Vâlcea. Mergem în Vâlcea. Peșchirul este un termen utilizat din vechime pentru a denumi o unealtă, o năframă, un dans popular, o melodie. Optez pentru un dans. Dans popular, popular. Răspuns final. Da. Bine. Varianta corectă este năframă. Nu un dans popular. E, Ana! Brașov. Interesantă. Vasile, fii atent. La Herghelia, sâmbăta de jos, au loc reprezentații de prezentarea acestei rase de cai. Mustang, Lipițan, Angus, Ferrari. Între Mustang și Lipițan. Lipițan. Este răspunsul final? Altul. Final. Bine. Lipițan, răspuns corect. Continuăm drumul spre Dolj. Asta încearcă și Vasile. Să-l continui înseamnă să-mi dai un răspuns corect. Din ce județ, Vasile? Din Sibiu. Mergem în Sibiu. Îndrăgitul actor Ion Besoiu a fost timp de 12 ani directorul Teatrului Bucureștean. Ion Creangă. Metropolis, Fantazio, Bulandra. Optez pentru Bulandra. Ducea Sturza Bulandra. Mergem înainte. Trecem pe la Ana. Primul film sonor vorbit în limba română, 1930, a fost o ecranizare după Liviu Rebreanu. Ciuleandra, Marele Gatsby, Moromeții sau Baltagul? Frumoasă întrebare. Sperăm să avem și un răspuns frumos. Ciuleandra. Ciuleandra, răspuns corect. Coproducție română-germană. Elvira Godeanu, Hans Stuve sau Stuve, nu știu exact cum se pronunța. Acum, județ? Județul Alba. Județul Alba.
După cum mă uit, ești puțin în urmă față de Ana. Puțin mai mult. Hai totuși să încercăm. Din lână toarsă, femeile lucrau în seriile lungi de iarnă câte un laibăr, adică preș, suman, vestă sau pulover. Vestă. Vestă, răspuns corect. Laibăr. Am mai povestit de ce laibăr aveam și eu obligat să-l port. Județul, Ana, pentru tine? Olt. Olt. Marius Tucă este și un autor de volume de poezie. El a scris și Istoria comunismului, Istoria unui tu, Istoria lui Răzvan, Istoria religiilor. Cred că Istoria unui tu. Istoria unui tu este răspunsul final? Da. Este răspunsul corect, Istoria unui tu. Iar Vasile, mergem în? În Hunedoara. Hunedoara. Apoi urmează, nu știu, Caraș sau Gorj, cum vrei tu, și Dolj. Hai să vedem întrebarea. Scriitorul Ion Desideriu Sârbu, născut la Petrila, este cunoscut pentru romanul Enigma Otiliei, Adio Europa, Povestiri Petrilene sau Frații Jderi? Răspund Povestiri Petrilene. Este răspunsul final? Da. E, abia acum ai dat un răspuns greșit. Adio Europa. I de Sârbu era semnătura lui, așa a semnat în general. Adio Europa. Acum putem să spunem că s-a complicat foarte tare situația. Suntem în Dolj. Ana, care tocmai se pregătea așa și pleca mâinile să primească noua carte. Acolo unde sunt înalți stejari și ca stejari înalți îmi cresc flăcăi cu piepturile tari, cântă... mă rog, nu e o continuare a versurilor. Ștefan Iordache, Mitică Popescu, Tudor Gheorghe, Marcel Pavel. Inegalabil Tudor Gheorghe. Tudor Gheorghe, răspuns corect, și mergi în runda a doua. Incredibil! Cine mai credea, Ana, nici tu, nimeni de aici? Și uite că s-a întâmplat. Ar trebui să-i mulțumești lui Vasile pentru că a fost cavaler și a zis, băi, după două ediții, că mi-a zis de la început, mă, dacă văd că doamna face niște pași greșiți, o să o las. Că eu mai vin. O să mai trec pe aici, o să am altă șansă să câștig ediția. Dar e păcat după două ediții să știi să plece din prima rundă. Mulțumim, felicitări, Vasile, pentru această decizie. Hai să vedem întrebarea, câștigă România și, cum am spus, te mai așteptăm pe aici, da? Scria George Țărnea, poetul iubirii, te-am iubit, Ludmila, când eram mai mic, oferindu-ți zilnic flori într-un ibric romantic, da, presat în plic și un covrig sau de la butic. Flori presate în plic. Bravo, răspuns corect, flori presate în plic. Uite și cartea. Felicitări și te mai așteptăm. Mulțumesc. Sănătate! Am venit cu plăcere la această emisiune. O emisiune disputată într-un loc interesant, cu oameni speciali. Privitor la prestația mea, aș vrea să citesc din cele spuse de Pierre de Coubertin, care spunea că la o competiție principală este participarea și nu neapărat triumful. Ana și Mircea sunt cei doi concurenți. Ana, te rog frumos, nu începi runda a doua până nu-ți cer scuze pentru ce ai gândit cum că ai pleca. Că ai gândit că pleci. Am gândit că plec. Cereți scuze față de tine. Că n-ai avut încredere în cine ești tu. Trebuie să fim pregătiți pentru orice. Tu. Poftim? Trebuie să fim pregătiți pentru orice. Cu această emoție
Începem runda a doua la Câștigă România! Asta e o rundă foarte interesantă. Da. Hai să vedem de unde o începem, Mircea. Tu decizi. Suceava. Suceava. Să plecăm din Suceava. Să vedem în ce județ ne ducem, undeva în sud, în Dolj. Tu de unde vrei să începi, Ana? Nu că ar conta. Din Olt. Din Timiș vei începe. Ești așa bine. Oh, ia să vedem acest traseu. Începem runda a doua cu o întrebare din Suceava adresată lui Mircea. Ștefane, măria ta, tu la putna nu mai sta. Las arhimandritului toată grija cerului, satului, schitului, norodului. Bine, poate era un om care nu avea o asemenea voce. Poate era un Ștefane, măria ta, la putna nu mai sta. Sau cine știe cine o fi spus treaba asta. Ștefane, măria ta, tu la putna nu mai sta. Las arhimandritului toată grija. Schitului. Schitului. Răspuns corect. Nu prea mergea rima altfel. Arhimandritul lui, schitului, normal. Județul următor, Mircea. Mureș. Mureș, bine. Suntem în Timiș, trebuie să pleci neapărat. El deja este aproape în Mureș. Mai are nevoie de un răspuns corect ca să-l stabilim acolo. Are flori de culoare violet sau alb. Înflorește primăvara, bănățenii îl numesc Iorgovan. Este vorba despre trandafir, crin imperial, tei argintiu sau liliac? Liliac. Liliac, răspuns corect. Așa să mergem până la capăt. Dăm un județ. Ana. Hunedoara. Hunedoara, următorul județ. Din Mureș vine întrebarea pentru Mircea. Pădurea Mociar este considerată a fi în țara noastră pădurea cea mai productivă, întinsă, bătrână, bine întreținută. Știu unde este. Așa? Este în Reghin. Sau lângă Reghin, mă rog. Dar nu știi... Dar nu știu... productivă... E cea mai... Merg pe bătrână. Răspuns final. Bine. De ce ai evitat varianta întinsă? Nu este atât de ca și suprafață, după cunoștințele mele, nu știu. Cea mai bătrână, răspuns corect. Bine, Mircea. Din nou vine momentul în care trebuie să alegi județul prin care vrei să continui. Alba. Județul Alba. Hunedoara este județul tău. Ana, jucător de fotbal al Corvinului și al Naționalei, a murit în timpul unui antrenament. Alexandru Neagu, Mihail Klein, Silviu Bindea, Florea Dumitrache. Aș apela la un prieten. Pe cine vrei să întrebăm? Pe Ion. Pe Ion. Îl sunăm chiar acum. Da. Da. Vă salut, Virgil Ianțu de la Câștigă România. Da, da, te salut și eu. Ce faceți? Nu așa bine ca tine. Eu muncesc aici, trag de mine concurențe. Și eu muncesc, dar nu așa bine ca tine. Da, da, da. O muncă ușoară aici la mine, așa pare, știu. Da? Da. Hai să vedem. Da. Întrebarea vine din Hunedoara. Da. Atenție. Da. Jucător de fotbal al Corvinului și al Naționalei, da, a murit în timpul unui antrenament. Da. Alexandru Neagu, Mihail Klein, Silviu Bindea, Florea Dumitrache. Mihail Klein.
Michael Klein. Mulțumim foarte mult pentru sugestie. Sănătate! Da, da, sănătate. Așa aș fi zis și eu. Da. Deși... Care e răspunsul final? Asta aș fi ales și eu, fără să fiu sigură. Blocăm? Blocăm. Din păcate, da, așa s-a întâmplat. Din poveștile celor care au fost cu echipieri, cu Klein, era un om deosebit. Un băiat fantastic, un prieten adevărat, știu de la Ando, știu nu numai de la el. Și răspunsul tău este corect, Michael Klein. Județul următor, Ana. Arad. Caraș-Severin. Arad. Gorj. Vâlcea. Arad. Arad. Da. Bine. Acum, mergem în Alba. Biserica Romano-Catolică din Teiuș a fost ridicată în 1449 de către voievodul Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, Matei Corvin sau Mihai Viteazu? Aș întreba un prieten. Pe cine? Pe Gelu. Gelu. Ce faci? Îți place Gelu, știi? Nu e... E un unghi de-a meu. Bun. Cine cântă piesa? Îmi place Gelu. Nu știu, poate el știe. Așa. Hai să-l sunăm pe Gelu. Salut, da? Salutare, Virgil Ianțu de la Câștigă România sunt. Da, poftiți. Poftiți. Nu, eu nu poftesc. Eu stau și constat. Mircea poftește. Un suport, un ajutor aici la Câștigă România. Se comportă frumos, vorbește civilizat, e respectuos, e în regulă. Acum are un mic impas sau da. Doar vrea să câștigați dumneavoastră 200, nu știu exact care e motivul pentru care a sunat. Se află în județul Alba și întrebarea de acolo vine. Eu citesc întrebarea, variante de răspuns și aveți 10 secunde pentru a da un răspuns, da? Da. Pregătit? Da, poftiți. Bine. Biserica Romano-Catolică din Teiuș a fost ridicată în 1449 de către voievodul Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, Matei Corvin sau Mihai Viteazu? Iancu de Hunedoara. Mulțumim pentru sugestie. Să ne auzim sănătoși. Adică să ne auzim sănătoși, dacă mai apelez vreodată, asta înseamnă o altă ediție. Să vedem dacă e cazul. Dar tu mergi pe acest răspuns, pentru că parcă și eu tot pe varianta asta mergeam. Știu, așa zic toți. Da. Ok, mergem pe... Iancu de Hunedoara. Răspuns final? Da. Tu ești de acord, Ana? Blocăm. Acum te întreb. Zi. Matei Corvin, aș fi. E, vezi? Matei Corvin este răspunsul greșit. Iancu de Hunedoara a răspuns corect și mergi mai departe, Mircea. În ce județ? Vâlcea. Vâlcea este județul următor. Ok, mergem în Arad. Tu trebuie să faci niște pași rapizi până la Suceava. Tradiționala dună bănățeană este o plapumă umplută cu pene de rață, struț, gâscă, păun. Gâscă. Ești sigură? Da. Bine. Să știi că noi în Banat, noi în loc de gâște, creșteți cum să creștem vaci? Gâște? Doamne iartă, noi, pentru că așa suntem noi acolo, bănățenii în general, ca să avem ce să, știi, noi creștem păuni. Noi hrănim da, păuni, dar nu noi, se noi face mâncăm dună ouă din de păuni. Pene de păun. Noi nu avem porumbei, avem doar fazani în curte. Dar nu pentru dună. Ba da, ba da, ba da. Știi ce fain stau dunele alea cu penele alea de păun, așa întinse, așa frumoase. Că și noi ne înfoiem așa des ca păunii. Gâsc a răspuns corect! Bihor! Și sunt în Vâlcea, în anul 1388 este atestat documentar orașul Râmnic într-un act emis de domnitorul
Mircea cel Bătrân, Vlad Țepeș, Neagoe Basarab sau Alexandru Ioan Cuza? Indiferent ce va fi, merg pe Mircea cel Bătrân. Mergi pe Mircea cel Bătrân, indiferent ce ar fi, blocăm răspunsul și Ana iar nu-i de acord. Tot așa merg. Tot așa. Înseamnă că e răspunsul corect. Eu cu tine mă verific. Răspuns corect, Mircea cel Bătrân. Era și culmea să greșesc aici. Da. Vezi? Ar fi fost o treabă. Dă-mi un județ până una alta. Gorj. Mergem în Bihor. Această rundă nu s-a terminat și nici ediția. Mai avem aici de suferit. Trupa celelalte cuvinte cântă. Dacă vrei să știi ce am în suflet și în gând, lasă-mă să plâng, să cânt, să râd atât. Lasă-mă să cânt. Lasă-mă să cânt, răspuns final. Da. Bine. Lasă-mă să cânt, răspuns corect. Bravo, Ana. Și mergi în continuare, îți păstrezi șansele pentru câștigarea acestei runde și acestei ediții. Ce județ alegi? Cluj. Județul Cluj. Ne ducem în județul Gorj. Mircea, o greșeală nu ți-ar prinde foarte bine. Nu vreau să copesc, dar după ce am blocat Clujul, vine întrebarea din Gorj pentru tine, Mircea. Atenție! Liliacul Potcoavă din ordinul Microchiroptera își vânează prada folosindu-se de electroșocuri, vibrația corzilor vocale, forța sa sau ochi. Nu, merg pe electroșocuri. Este răspunsul final? Da. Bine. Dar ce-i țipar? Dar cum vezi tu așa? Ce transmite așa electroșocuri? Nu, ce... nu pur, Batman pur și sau simplu nici ala, ce e numai intuiția, deci nu. Transmite electroșocuri pentru a-și prinde prada. Are niște, da, niște, dar... Știi, niște fulgere pe care le aruncă în aer mai tot timpul. Și dacă nimerește pe cineva... Forța? Vibrația corzilor vocale. Ia uzi! Ana a știut. Interesant. Da. Țipă probabil pe o frecvență foarte înaltă, că așa fac ei. Și nu numai ei, și ele. Că sunt speciale și femele și mascul. Dar se pare că ele vânează mai bine. Știi? Că au vocea mai percutantă, mai se duce departe, se duce. O întrebare interesantă, într-adevăr. E, acum, Ana, dacă tu câștigi ediția asta, pe bune, n-am mai văzut așa. Ia. Din Cluj. Fondat în 2002, TIFF este primul și cel mai mare festival din țară dedicat filmului de animație, scurt metraj, lung metraj sau artă. Scurt metraj. Bine. Mircea? Eu aș fi spus de artă. Lung metraj este răspunsul corect. Festivalul Internațional de Film Transilvania International Film Festival. Scuze că m-am... Da, și suntem în județul... Gorj. Tu poți folosi acum varianta ajutătoare, scoate-mă din județ. Scoate-mă din județ. Hai să te scot din județ, dar trebuie totuși să-mi răspunzi la o întrebare. Sunt tare curios cum sună ea. Conform tradiției, spre finalul nunții are loc aruncarea pantofilor, hainelor, farfuriilor, buchetului miresei. Buchetul miresei. Da, la ce te mai gândeai? La farfurii. Dar unde te trezești, domnule? Unde ești? La greci, la păinsule? Numai pe insule ați stat toată vacanța. V-au rămas farfuriile sparte pe memorie. Buchetului miresei, răspuns corect. Se câștigă România, nu câștigă Creta. Că dacă eu te-am scos din Gorj... Caraș-Severin. Caraș-Severin, următorul județ. Ești în Cluj. Ana,
Poți folosi varianta ajutătoare, scoate-mă din județ și tu, pentru scoate-mă că ai greșit din, când ți era mai mare dragul, știi? Hai să te scot din județ. Întrebarea pentru tine este următoarea. O lege a lui Murphy spune, zâmbește. Mâine va fi potopul, mai rău, caniculă, lună plină. Mai rău. Mai rău, răspuns corect. Sperăm să nu fie așa. Județul următor, care ar fi, după ce ai ieșit din acest județ? Bistrița Năsăud. Bistrița Năsăud. Și acum, Mircea. Actrița Aura Buzescu a debutat la Teatrul Bulandra în piesa Ana Karenina de... Aha! Mark Twain, Lev Tolstoi, Fyodor Dostoevski sau Paulo Coelho? Mark Twain nu, Coelho nu. Fyodor Dostoevski. Este răspunsul tău final. Bine. Zi tu. Lev Tolstoi. Dostoevski este răspunsul Tolstoi. Da. Bun. Ia uite ce s-a întâmplat. Bistrița Năsăud este județul Anei. Dacă dai un răspuns corect, ai un avans. În fața lui Mircea. Monument de arhitectură din secolul XVI a fost locuința unui mare bijutier. Casa primarului, casa argintarului, casa bijutierului, casa de aur. Na, să te văz. Casa argintarului. Casa argintarului, ești sigură de acest răspuns? Altul n-am. Altul n-ai. Bine. Tu ce ai fi răspuns, Mircea? Tot casa argintarului. Este răspunsul corect, Ana. Și ai un avans. Atenție, acum. Județul Caraș-Severin, Mircea, n-ai voie să greșești. Și va trebui să te rogi de o greșeală a Anei. Prezent în apele termale de la Herculane. Reduce procesul de îmbătrânire celulară. Iodul, sulful, metanul, mercurul. Sulful. Răspuns corect, sulful. Și acum e acum, Ana. Întrebarea pentru câștigarea acestei ediții, care vine din Suceava. A scris o treime din opera Sala Fălticeni, unde a locuit vreme de 10 ani. Sadoveanu, Slavici, Topârceanu sau Creangă? Mihail Sadoveanu. Final. Repetă. Mihail Sadoveanu. Bine. Răspunsul tău este... corect, și ai câștigat 3 ediții. Câștigă România. Incredibil. Incredibil. Fantastică evoluție. Oh, acum ai răsuflat ușurat așa. După un asemenea început să câștigi ediția, puteam să punem cu toții pariu și uite-te ce surpriză ne-a făcut Ana, dar ce surpriză frumoasă ne-a făcut Mircea prin prezența lui, pe care sper să o repete dacă tot ai venit și dacă tot ai ajuns aici, mai un pic și câștigai ediția. Puțin. 2 greșeli și aia a fost. Și a fost suficient. Hai să vedem întrebarea, câștigă România. Vei primi și o carte frumoasă și 400 de lei. Avem o fotografie. Descrie un cerc, mângâie-l apoi și se va transforma într-un cerc vicios. Ne provoacă acest protagonist al teatrului absurdului. Tache Ionescu, Eugen Mihăescu, Eugen Ionescu sau Mădălin Ionescu? Îl avem în imagine. Eugen Ionescu. Eugen Ionescu, de ce ne mirăm? Răspuns corect și ai câștigat 400 de lei și Marea Enciclopedie Ilustrată. Felicitări, domnule, un concurent cu care vrem să ne mai vedem și trebuie să promiți. Revii? Vă mulțumesc, da, revin. Bine, mulțumim. Ok. Ciao, ciao. A fost o emisiune foarte interesantă. O recomand tuturor
românilor și vă îndemn la patru chestii. Citiți, călătoriți, ascultați, vizionați și succesul este garantat. Ana, scurt, ce stare ai? Hai să începem runda a treia la Câștigă România. Nici nu vine să cred. Nu-ți vine să crezi? Nu, dar mie crezi că îmi vine? Hai să vedem cum arată harta, să alegem un județ de plecare și să ne trezim câștigătoarea a trei ediții, Ana. Argeș. Argeș. Plecăm din Argeș, avem 3 minute, primele 6 întrebări, dacă răspundem corect, dublăm suma. Succes! Mulțumesc! Uzina Dacia de la Colibaș, astăzi Mioveni, a început producția în vara anului... 1968. Corect! Județ! Brașov. Te gândești bine la primele 6 întrebări, da? Râu care străbate județul de la Eslaves trece și prin municipiul Făgăraș. Olt. Olt să fie județ? Sibiu. Sibiu? Muzeul de istorie se află în cel mai mare ansamblu gotic civil din România. Atenție! Dintre toate... Casa Altenberger. Așa să fie județ. Alba. Alba. Calm, calm, nu ne enervăm, nu ne grăbim. Rezervația naturală de Tunata din Munții Metaliferi este... Peșteră, serie de lacuri de fileu sau grupare de coloane de bazalt. Da, da. Da. Și județ, hai. Mureș. Unul dintre următoarele orașe nu se află în județul Mureș. Iernut, Dumbrăveni, Târnăveni, Luduș. Nu se află în Mureș, care? Iernut. Bravo, doar că se află. Județ. E, și Vâlcea, dacă Vâlcea. Închidem frumos Vâlcea. Așa să Vâlcea. Știi, să nu o lungim. Călugărul Pisar, Mardarie, Cozianul, Doamne ce om, a scris în 1649 primul lexicon românesc. Franco, englezo, slavo, japonezo, românesc. Slavo. Slavo. Slavo românesc, sigur. Județ. Hai că mai Olt. Avem un minut și... Olt. Olt. Unul dintre următorii nu a fost printre capitanii lui Mihai, cunoscuți ca frații Buzești. Preda, Radu, Stroie, Nicolae. Nicolae. Nicolae, n-a. Nicolae, județ. Dolj, Teleorman. Dolj. Dolj. În 1966 a compus Cântecul Vântului și Glasul tău, interpretate de Sergiu Cioiu. Marius Moga, Filaret Barbu, Alexandru Mandi sau Marius Țeicu? Alexandru Mandi. Corect, județ. Mehedinți sau Gorj? Ce greu. Mehedinți. Din vechime la Baia de Aramă s-au exploatat importante zăcăminte de? Cupru. Corect, județ. Mai avem o întrebare, cred că mai apucăm. Zi din județul? Gorj. Și întrebarea sună așa, șahul, sportul practicat de multipla campioană Corina Peptan, se joacă pe o tablă cu câte piese? 32 de piese. Și am încheiat această frumoasă rundă, runda a treia. Acum n-a fost minunată, dar totuși este, este pozitivă, avem mai multe județe verzi decât roșii, dar facem un calcul. Dar mai mult decât atât, ai câștigat a treia ediție și asta cum ziceai... Nu-ți vine să crezi, a? Bun. Hai să vedem cât ai câștigat în cele trei ediții. Mai întâi, astăzi 1700, 2300 în cele două ediții anterioare. În total, 4000 de lei și trei ediții frumoase câștigate de Ana. Cu voi ne vedem și pe TikTok. Avem și material chiar din această ediție. Pe YouTube, cu ediții înregistrate sau secvențe din edițiile precedente. Și ce mai avem? Facebook, mai avem Instagram, pe Facebook aveți și concurs. Dar până data viitoare, când ne reîntâlnim pentru a patra oară cu Ana, puneți mâna pe carte, că nu urzită. Seară faină!
Mâine la Câștigă România. Și cum îi faci tu pe elevi să îi atragă această materie? Trebuie să fii un actor bun ca să-i cucerești, numai că nu trebuie să te prefaci. Trebuie să simți, exact, și ei simt și te urmează. Adică teoria o înveți, practica te omoară după aia. Da, frumos. Să ne abținem. Da, să ne abținem de la comentarii. Mulțumesc de indicații. Câștigi tu, Câștigă România.